prima zi de campanie. E o zi frumoasă, e o zi în care Partidul Democrat Liberal a optat să fie printre oameni, să împartă flori și baloane. E o zi pe care sperăm noi să o sărbătorim cum se cuvine în cea din urmă zi, în ziua alegerilor. Am avut azi și o vizită, am înțeles, în municipiul Ploiești. Înțeleg că unul din candidați, domnul Joan, a venit la Ploiești și am înțeles că a vorbit de droguri. Probabil că nu s-a documentat foarte bine despre organizația PSD Prahova, așa încât a vorbit oarecum despre funie în casa spânzuratului. De altfel, dacă îi urmăreați discursul, în spatele lui deja torva din sală li se făcuse poftă. Dar probabil că așa se explică declarațiile euforice pe care le-a făcut domnul Joan acolo, spunând că dânsul va ieși, că e pe primul loc. Probabil că o fi trecut pe la sediu, pe la PSD înainte. Și atmosfera i-a determinat o astfel de declarație. În rest, pot să vă spun că noi vom face o campanie decentă, o campanie în care, ca de obicei, ne vom organiza în așa fel încât să stăm de vorbă cu cât mai mulți oameni. Ce s-a întâmplat aseară? Asta vreau să vă și spun, că aseară o parte din membrii PSD ne-au agresat oamenii care încercau să șteargă la solicitarea unor cetățeni acele inscripții care deja au apărut în tot Ploieștiul și care murdăresc practic blocurile. În acel moment, o parte din membrii, cred eu, organizației de tineret, într-o stare pe care nu pot să o disting dacă era de beție sau luaseră droguri, au sărit peste oamenii noștri. Am chemat poliția. După ce am chemat poliția, i-au identificat, noi am dat declarații și așteptăm și concluziile. Vă pot spune un singur lucru, că în momentul în care unul din distinși interlopei Ploieștului a fost invitat la secție de către domnul polițist, a spus nu vreau să merg. Și cine este acesta? Este unul din domnii care au lucrat la cabinetul prefectului. Numele? Nu știu, îmi pare rău, știu doar numele de interlop. Numele de interlop? Verificați-l singur, că a avut un singur om la cabinet din zona asta, că și în parte. Iar poliția a reacționat spunând, ok, asta e. Sper și îmi doresc ca în continuare lucrurile să nu se desfășoare așa, cu atât mai mult cu cât grupul de interlop sau organizația de tineret a PSD-ului, pentru că, mă rog, e unul și același lucru, și-au permis să ne amenințe că nu vom fi lăsați, spunându-ne că nu vom fi lăsați să facem campanie în Ploiești. Eu fac apel la toate organele din Ploiești, de data aceasta oficial, la poliție, la jandarmerie, la poliția comunitară, să asigure desfășurarea unei campanii electorale decente în Ploiești. De altfel, puteți să comparați, am văzut că ați luat imagini, aceștia sunt oamenii cu care noi mergem să facem campanie door-to-door, i-ați văzut și pe cei care veneau de la sala Olimpia. Ei sunt cei de la PSD. Cred că comparația sau simplele imagini date dintr-o parte și din alta spun totul.